și a Sfântului Duh. Amin. Tuturor celor care poartă numele acesta le spunem la mulți ani binecuvântați și să mulțumească lui Dumnezeu ca un asemenea ocrotitor, Sfântul ucenic Dimitrie, izvorătorul de mir. Iată, 1700 de ani au trecut de la momentul în care acesta a viețuit și s-au petrecut faptele cele minunate ale vieții lui. Și cu toate acestea, poporul creștin și mai cu seamă, să zicem, poporul român are o asemenea evlavie. De aici am putea trage și concluzia aceasta, care, sigur, doar așa, ca să ne mai întărim noi în credință, o spunem, fiindcă e mai mult decât evident că poporul acesta, iată, a fost odată când n-a fost român, dar n-a fost odată când n-a fost creștin. 1700 de ani, poporul și-a numit copiii cu numele acestui sfânt. Cunoșteau pe sfântul acesta de la grecii care negustoreau aici, la pontul Euxin, în cetățile Tomis și celelalte cetăți de la mare, și atât de mult s-au umilit, s-au cucerit cu inima românii, încât iată, până astăzi îl sărbătoresc și îl prăznuiesc pe sfântul acesta, Dimitrie. Sigur că aveam și noi deja 300 de ani de creștinism aici, în vatra asta unde s-a plămădit poporul român, și văzând faptele lui atât de frumoase, și poporul l-a urmat, așa cum și Dimitrie l-a urmat pe Hristos. L-a urmat în fapte și în cuvânt, întru toate și în virtute, încât s-a ajuns până acolo ca în epoca modernă, să spunem, noi avem asemenea martiri ca voievodul Constantin cu fiii săi, ca voievodul Mihai, ca voievodul Ștefan. Și iată că noi, deși cunoaștem lucrurile acestea și deși, iată, de la nașterea voievodului Ștefan cel Mare au trecut mai mult de 500 de ani. 500 de ani, 5 veacuri. Totuși, poporul are atâta evlavie. Vă spun acestea pentru că zilele trecute am primit un telefon de la un credincios care era foarte credincios, spunea el, și avea mare bucurie la noi, așa să spunem, pentru lucrarea aceasta pe care o facem împreună, însă începuse să-l bagiocorească pe Ștefan cel Mare. Sărmanul de el, ce să înțeleagă el, când este creștin doar cu numele, când nu știe nimic despre creștinism, nu știe nimic despre Sfânta Liturghie, nu știe nimic despre eroismul creștin, despre jertfă, despre martiriu, despre mucenicie și despre lupta asta pe care poporul o poartă așa foarte smerit, de veacuri și veacuri, sute de ani și sute de ani s-au bătut la porțile bisericii, s-au bătut cu tunul la porțile bisericii. Astăzi, din nou, la fel, iată, de sute de ani se bate cu tunul în porțile bisericii. Poporul ăsta, așa cum ne bagiocoresc toți, am auzit, iertați-mi digresiunea, am auzit un primar din Germania că spunea că îi primește fericit pe sirieni dacă pleacă români. De asemenea, am auzit acum în Austria că a câștigat extrema dreaptă. Noi nu facem politică, că nu ne pricepem la asta, dar am auzit de asemenea că vor să trimită pe români acasă și din Anglia și așa mai departe. Pe de o parte, poate să fie un sâmbure de adevăr. Dar cu adevărat, poporul acesta, pe unde merge, ori excelează și asta supără, ori sigur că da,
ca peste tot unde elementele acestea care nu fac cinste nici familiei lor, nici patriei lor, fac boacăne pe acolo. Dar cel mai mult ne urăsc, să știți, pentru credința aceasta a noastră, ne urăsc pentru statornicia noastră, pentru faptul că mărturisim pe Hristos, pentru faptul că nu putem în mod ființial să fim de acord cu ei, cu europenii mai cu seamă, pentru lepădările care le-au făcut de vreo 200-300 de ani. Foarte pe scurt, ați auzit astăzi la în Evanghelia Sfântului Apostol și Evanghelist Matei și pe Sfântul Ioan, pe care am uitat să-l mai menționez. Am auzit la ei acestea, cum că Mântuitorul a spus așa: dacă pe mine m-au bagiocorit și voi dacă îmi sunteți următori mie, și acesta este semnul că îmi sunteți următori, că și voi veți fi bagiocoriți. Dacă pe mine m-au dat la moarte și pe voi vă vor da la moarte, într-un fel sau altul, dacă eu am suportat bagiocura și voi veți suporta aceasta, pentru că eu v-am ales, pentru că nu sunteți din lumea aceasta, pentru că cei ce mi urmează mie nu mai sunt din lumea aceasta, pentru că cei care au ales să fie creștini, să urmeze lui Hristos, nu se pot aștepta la nimic altceva decât să fie mucenici, să fie urcați pe cruce. Ei bine, sunt în poporul nostru oameni minunați, sunt în poporul nostru oameni care au o credință atât de puternică încât mai degrabă și-ar da viața decât să se lepede de măcar de un cuvânt sau măcar de un gând care înseamnă ortodoxie, care înseamnă creștinism. Noi credem, după exemplu tuturor creștinilor din toate timpurile, că România a învățat foarte bine lecția creștinismului, a învățat foarte bine ce înseamnă să-i urmezi lui Hristos. Am demonstrat aceasta în toată istoria noastră. Am dus întotdeauna doar lupte de apărare, de avampost, să spunem așa. Lupte în care nu am făcut niciodată nimănui vreo nedreptate, ci ne-am apărat sărăcia, nevoile și neamul, și prin aceasta spunem credința noastră. Când spunem sărăcie, ne referim la faptul că toți au vrut să ne ia bunătățile și darurile pe care ne le-au dat Dumnezeu și le-au luat cu vârf și îndesat. Și totuși nu pot înțelege cum noi mai suntem aici și nu ne-au stârpit încă, ce anume ne ține. Aceasta nu vor înțelege niciodată, pentru că iată, așa cum David l-a biruit pe Golia, așa și Nestor l-a biruit pe Lie, deși părea imposibil, cu puterea însă, cu puterea lui Dumnezeu, iată, i-a tăiat capul. Am putea spune și lucrul acesta, că Dumnezeu așteaptă de la noi, cei care suntem creștini, și un curaj și o formă de eroism. Adică, vă spun doar atât, că mă doare inima să văd cum de ani de zile, de 20, de 30 de ani, femeile noastre, fiicele noastre, mamele noastre, surorile noastre, iubitele noastre, sunt bagiocorite de care cum vor, vin cu un coș de chifle aici în România și le despoaie și le pun pe fel de fel de afișe, le bagiocoresc ca să-și vândă produsele lor, tot nouă să ni le vândă. Faptul că suntem atât de slabi arată că noi ne comportăm ca și niște chiriași în propria țară. Și întotdeauna când te comporți așa, se va găsi cineva care să spună, să revendice proprietatea. Să spună, eu sunt proprietarul. Este și firesc să se întâmple asta. Pentru că noi nu mai avem acest curaj al lui Nestor să mergem în fața lui Lie, care, bineînțeles, este vandal, adică năvălitor și distrugător, care nu voiește decât să consume, să epuizeze, să ducă în țara lui bunătățile, bunurile, darurile pe care ne le-a dat Dumnezeu. Dar noi trebuie să ieșim cu putere mare, să spunem, sunt creștin și nu te las să-mi bagiocorezi neamul și țara, familia și credința.
Aceasta trebuie să fie poziția noastră de creștin. Dar, din pricina faptului, că s-a înmulțit păcatul și din pricina înmulțirii fără de legii, iubirea multora se va răci și s-a răcit. Noi nu mai avem dragoste nici măcar pentru femeia noastră, nici măcar pentru copiii noștri, nici ce să mai spunem de neam, de țară, de patrie și toate celelalte. Aceasta pentru că a slăbit credința din pricina fără de legilor. Vine însă o generație acum, copiii aceștia, 15, 16, 17, 18 și mai mari, și v-am spus și altă dată și vă spun astăzi ca bucurie, ca mesaj de bucurie, ca mesaj, ca vestea cea bună pe care ne-o dă Dumnezeu, anume că copiii aceștia, deși poate că sunt generații fortuite, și asta înseamnă întâmplătoare, pentru că primul a fost omorât, al doilea nu se știe, al treilea să facem și noi un copilaș, al patrulea încă nu avem apartament, al cincilea nu se cade, al șaselea bine ar fi să aibă o surioară că ar da bine și așa mai departe. Deci spunem întâmplător, pentru că nu știm, e ca la o loterie rusească, dar de fapt demonică, nu se știe din copiii pruncii pe care ne-a dat Dumnezeu, pe care i-am născut. Și cu toate acestea, slăbănogiți așa cum sunt ei, din pricina păcatelor noastre, Dumnezeu se milostivește asupra lor și am auzit din 100 de tinere, să spunem, care, pe care le-am spovedit și care încă nu sunt în rânduială, nu sunt căsătorite cu bărbații lor, cu tinerii, cu cei cu care trăiesc, așa, în concubinaje neorânduială, au spus că sunt pregătite să nască indiferent ce s-ar întâmpla. Indiferent ce s-ar întâmpla, vor da naștere copiilor. Ceea ce înseamnă că poate numai 1% din cele care ar fi în situația asta, ipotetic în situația asta, au spus că nu știu ce ar face și că ar lepăda copiii. Ei, aceasta este o minune extraordinară care, sigur, pe de o parte arată mila lui Dumnezeu asupra poporului nostru și pe de altă parte arată că mai sunt rugători în popor. Mai sunt oameni care, deși slăbănogiți de păcat, încă au această cerere la Dumnezeu, rugăciune la Dumnezeu, prin care cer oamenii aceștia ca Dumnezeu să le dea curaj, să le dea putere. Pentru că să știți, fraților, că spune Sfântul Ioan Evanghelistul, apostolul iubirii, deși este apostolul iubirii, el spune lucrul acesta în Apocalipsa, în cartea numită Apocalipsa, că fricoșii vor intra în iad înaintea desfrânatelor, a tâlharilor și a celorlalți. De ce este atât de mare păcatul acesta al fricii? Pentru că asta arată că ești robit de cel rău. Iar cel rău nu te poate robi decât dacă i-ai dat puterea asupra ta, dacă i-am dat puterea asupra noastră. Iar aceasta, puterile acestea le poate câștiga, le poate dobândi vrăjmașul numai dacă noi cedăm, numai dacă noi avem o viață plină de păcat, renunțăm la virtute, renunțăm la Dumnezeu, renunțăm la credința noastră. Cel care a ajuns să tremure din toate încheieturile este pecetluit de vrăjmaș, așa cum odinioară era pecetluit Cain pentru fapta sa de ucidere. Să știți că frica și faptul că noi ne comportăm cum ne comportăm față de străinii care ne-au cotropit aici, frica aceasta vine și din faptul că noi ne cunoaștem cine suntem, știm ce păcate avem ca popor, știm aproape toți ce am făcut în ultimii 20-30 de ani și bineînțeles că avem această frică. Ei bine, sigur că trebuie să fie o frică, dar odată ce ești spovedit, odată ce ești împărtășit, odată ce canonul tău a fost primit de Dumnezeu, osteneala ta a fost primită de Dumnezeu și ți-a arătat că s-a împăcat cu tine prin darul lacrimilor pe care l-ai primit și prin faptul că te-ai împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului, trebuie să scăpăm de această frică și să fim așa cutezători ca Dimitrie, ca Lie și ca toți ceilalți din neamul nostru până la urmă. Nu trebuie să vorbim de străini, trebuie să vorbim de neamul nostru, acesta care atât de bine a arătat în istorie că chiar în poziția aceasta de
de, să spunem, dezavantaj în care am fost din toate punctele de vedere, geopolitic, știu eu, ca și echipamente, ca și tot ce înseamnă industria aceasta sau forța aceasta a războiului, deși eram atât de rău priviți, am câștigat întotdeauna toate războaiele care s-au dus împotriva noastră, acelea care atentau la ființa și identitatea neamului nostru, care nu poate fi despărțită de ortodoxie. Prin urmare, trebuie să vedem că indiferent ce va fi, indiferent ce a fost cu noi, odată ce Dumnezeu a spus te ierci, te dezleg de toate păcatele tale, de acum ești și poți să fii un erou creștin. Iar a fi erou creștin, aceasta înseamnă să mărturisești până la capăt că ești ortodox, că să mărturisești până la capăt că ești român, că ești mândru de aceasta, că ești român, că te bucuri că faci parte din poporul acesta ales numit creștin, pentru că ce altceva putem să așteptăm decât aceea să urmăm și noi Domnul nostru Iisus Hristos și să auzim cuvântul acesta atât de minunat. Vino, binecuvântatule, vino, binecuvântatule, lângă toți ceilalți ucenici, apostoli, sfinți și în ceata îngerilor. Amin.